Chicago? Speram. Am pornit. Da. Deci ABC-ul în triunghi, altă problemă. Da, ABC-ul. Având centru de greutate în punctul G. Bun. Deci tot un triunghi. Tot despre centru de greutate discutăm și aici. Așa, deci puteam lăsa, așa cum spune. Anca. De ce în ipoteză? A, de ce triunghi? G, centru de greutate. De ce? G. Centru. De greutate. Centru de greutate. D este mijlocul laturii a segmentului BC. D, adică aparține lui BC. Da, segmentul. Al BC înseamnă DA mediană. Exact, AD mediană, corect. Așa. AD mediană. După aceea AB 16. AB mi se dă egal cu 16 cm. Da. BC 18 cm. BC 18 cm. Și DG zice, dar G de unde? DG, G-ul. A, G-ul de la, gata, 4. DG egal cu 4. 4 cm. Să calculăm în concluzie. Perimetrul triunghiului. Perimetrul triunghiului ABD. ABD. Perimetrul triunghiului ABD. Cât este perimetrul triunghiului ABD? Să vedem cum gândim problema asta. Sigur că da. Ducem două mediane, una AD și alta B prim, să zicem, ca să găsim centrul de greutate. După care vedem că avem date toate mărimile acelea și să vedem ce anume vom putea folosi pentru a găsi perimetrul triunghiului acela. Deci, un triunghi. A, B, C, A de mediană, apoi B, BB1, G-ul este aici. Și AB de 16 cm. BC de 18. Da. 18 cm. Și DG, DG asta, este de 4 cm. Păi dacă DG de 4 cm, cât este AG? AG e 8. 8, sigur. 8 cm. Păi da, avem perimetru. Și acum perimetrul ABD, păi e gata. O banalitate, nu? B, de ce? B, D, mediană. B, D, D, B este de 9. E 9 și ăla, la jumătate. E vizită spuse că cum a uitat, nu a prea mult. De ce ne-a dat prea mult? 3, 7, mi-a dat. Cam adunat, 9 cu 16 și cu 12. Nu, adică dacă ne-a dat prea multe informații și uitat. Nu, a dat tot minim. Adică ce a vrut să vadă? Dacă știm că e 2 treimi? Da, și dacă știi că a D e mediană. Și a D e mediană, ce D e, că D, B.
Deci a fost elementar. Și ușor. Perimetrul triunghiului egal cu, hai să spunem deodată, egal cu 16 plus 9 și plus 12. Și este egal cu, cât vine? 37 cm. Și termina problema. Pentru că dacă nu știai că ți-o dat GD, trebuia să zici că AG e 8. Exact. Deci, informația importantă este să fie că e o treime de bază și două treime de vârf. Da? Deci, pe asta a mers autorul și s-a întrebat. Centrul de greutate, deci G, dacă știi ce este ăla. Da? Da. Și, pe urmă, că AD median. Cam atât. Da, problema a fost la îndemână, că noi am discutat de aceste lucruri în problema anterioară. Corect. Să vedem. Asta era de la teste, știți, mai ușor, domnul profesor. Am înțeles, da. Deci... Să vedem și probleme. Mai frumoase, așa. În trapezul dreptunghic ortodiagonal ABCD... Trapezul dreptunghic ortodiagonal. Deci ABCD... Trapez dreptunghic ortodiagonal. În ipoteză avem că A, B, C, D, trapez dreptunghic ortodiagonal. Să vedem dacă mai știu fetele ce înseamnă. Ortodiagonal. Un trapez dreptunghic, cred că știu. Da, ce înseamnă un trapez dreptunghic? Un trapez care are la unghi drept. A, deci... Două unghiuri. Da. Un unghi drept, să supraînțelegi, că cealaltă este drept din cauza că drepturile sunt paralele, baza mare și baza mică. Da, dacă vi s-a spus două unghiuri drepte, hai să mergem așa. Da. Și ortodiagonal? Ortodiagonal. Două drepte sunt perpendiculare, da? Formează un unghi 90 de grade. Așa, pentru asta se referă, că sunt acele două diagonale perpendiculare. Da? Diagonalele trapezului sunt perpendiculare. Acum din nou deci. Deci un patrulater ortodiagonal este echivalent cu diagonale sunt perpendiculare. Notați-vă. Patrulater ortodiagonal, echivalent, diagonale perpendiculare. Patrulateră ortodiagonal, echivalent, diagonale perpendiculare. AB paralel cu CD. Da. AB paralel cu CD. AB este egal cu 9 radical din 6 cm. A, B egal cu 9 radical din 6 cm. Da. CD egal cu 6 radical din 6 cm. Măsura unghiului A egală cu măsura unghiului D și egală cu 90 de grade. Măsura lui A egală cu măsura unghiului D și egală cu 90 de grade. Da. Punctul M, mijlocului AD. M? Aparține lui AD, așa am spus. AM congruent cu MD. Să calculăm. Aria triunghiului. Aria triunghiului. MBC. Aria triunghiului MBC. MBC. Egal cu ce? Sună mai pompos așa. Da. A, nu ne speriem. Și cu radical din 6, știți? Da, probabil că se propune să facem și calculi cu radical, dar noi știm asta să facem. Uite, mai întâi cum să facem noi trapezul. Diagonal, trapezul și el să fie cu diagonale... Păi ce mai întâi cu diagonale? Să începem așa, da? Da, bineînțeles. Ducem două drepte, iată, așa avem una, și o perpendiculară pe așa asta, da? Ca să avem diagonale aici perpendiculare. Și acum, și unghiurile. Acelea perpendiculare, da? Vrei să spun cum e ăla? Da. Iar dreptunghi, știți?
Păi da. Da. O să vedem. Uitați așa. Și aici va rit perpendiculară. Așa. Și paralela la această perpendiculară. Am să fac și să fie, să nu mă duc prea mult. Uitați, așa o fac. Și acum ardic perpendiculară pe asta. Și paralela, iată, cele două drepte paralele. Și aceasta este trapez. AB e mai mare, nu? Așa spune că AB, două radicale 6 și alte 6 radicale. Da. Păi facem AB-ul sus, văd. AB-ul sus. A, B, C, C, D. Iată că am desenat trapezul ortodiagonal. Și dreptunghi. Și dreptunghi, da? Un trapez ortodiagonal. Bun. Unul e de 9 radicale 6. Deci asta e de 9 radicale 6. Cealaltă e de 6 radicale 6 DCO. 6 radicale 6. M în mijlocul lui AD. Da, da. M în mijlocul lui AD. Așa că traiem este cât e D. Are stângul e MBC. M, B, C. Aria, da? Bun. E mijlocul AD. Da, așa am văzut. Da. Și area lui nu duc. Area lui mă bătă. Trebuie să folosim faptul că în parcul trapezul ăsta e ortodiagonal. Trapezul ăsta e ortodiagonal. Clar că trebuie să-i folosim. Da. Trebuie de, da, avem nevoie de o idee. Să ducem A, D și G, B până astea sunt un punct. A, B. Și G, D. B, G și A, D. Deci, B, C, plus P și cu AD să se întâlnească într-un punct. Da, se întâlnesc aici în punctul ăsta. Practic, raportul dintre D, C și AB e 2 pe 3. De C și AB, da, am putea spune, da? Am putea să calculăm raportul dintre... Care categorie? La cine folosește raportul ăsta? Dacă tot l-ați găsit, poate ne ajutăm de ceva.
Hai să notăm cu O punctul ăsta de intersecție aici. Ce părere aveți de triunghiul A, O, B și cu D, O, C? Sunt asemenea, clar. Sigur că sunt asemenea, nu cap în discuție. Iar raportul lor de, raportul ariilor al lui A, O, B supra D, O, C este pătratul raportului de asemănare. De asemănare, exact. Și noi știm raportul dintre DC și AB. Și AB. Se simplifică de acolo radical din 6 pe 3. 6 cu 9 și de 2 pe 3. 2 pe 3. Așadar, am putea spune care e raportul dintre triunghiul, area triunghiului acesta pe area triunghiului acesta. Da. Da? Și în felul ăsta, ce părere avem despre aceste două triunghiuri? Astea mai sunt asemenea. A, O, D și B, O, C? Nu. Păi nu, că nu sunt paralele. Nu avem paralele de acolo. Bine. Sau poate fi, domn profesor, dacă ne ducem pe cazurile de... pe celelalte cazuri. Două paralele, pe unde, pe ceva? Păi, eu aș putea aici să spun, triunghiurile astea sunt asemenea, nu? Da. Adică au o B și... Nu, au o B este cu DOC, dar avem asemenea, de acord. Da. Și triunghiurile fiind asemenea, putem scrie raportul de asemănare, care înseamnă latura care A, I, supra I, C. A, O, cred că. A, O supra O, C. Da. Da, A, O supra O, C, egal cu D, O supra O, B. Da. Și egal D-O cu D, C supra B, care e... și egal cu 2 pe 3. Și raportul e tot acela, 2 pe 3. 3. Bine. Ce îmi cere mie area triunghiului? M, M, B, B, M, G. B, M, G, da. Și nu degeaba M e la mijloc, A, M e congruent cu M, D. A, M congruent cu M, D, de acord. Și nu degeaba e dreptunghi trapezul, domn profesor. Sigur că așa aceste două lucruri trebuie să le avem în vedere. Oare A, B, M, A, B, M să fie asemenea cu D, M, G? A? A, B, M. M, cu? Cu D, M, C. Nu. Cu D, M, C nu sunt asemenea. Se vede că ăsta e mai mare, ăsta e mai mic. Și nu, 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 n-am niciun motiv. Au latura asta cât asta, nu? Da, unghiul de 90. Unghiul de 90, dar laturile nu sunt proporționale, nu mă pot lega. Nu, nu? Nu am, n-am elemente care să mă conducă spre asta. Cert este că dacă aș duce așa ceva și ar nota cu P aici, paralela prin M, se întâmplă ceva cu mediana într-un dreptunghi? Asta vreau să văd. Triunghiul ăsta, M, P, B, area triunghiului cu cine ar fi egal? Cu baza, M, P, ori înălțimea, care ia, ar fi ca asta sau asta, cu AM. Da? Și area triunghiului MHP, care e în componența lui MBC, este baza tot MP, ori e înălțimea aceeași, da? MD. Supra 2. Deci au aceeași arii. Și au aceeași arii, pentru că au pe MP. Nu? Știi, ce știm noi pe mediana? Împarte triunghiuri în două triunghiuri echivalente. Știm asta, da? Și atunci, dacă am să pot afla aria asta, o știu și pe cealaltă. Că una e jumătate din cealaltă, nu? Dar mă, pe asta n-aș putea o să o aflu la urma urmei. Păi nu era A, B, minus D, C, supra 2 sau...
Păi linii mijlocii. Păi nu îi se mesuma. Păi. Nu îi se mesuma, adică baza mare plus baza mică, supra 2. Da. Linia mijlocie, într-un trapez. Corect. Și deci pe MP o știu. 6 radical din 6 plus 9 radical din 6, 15 radical din 6, nu așa vine? Da. 15 radical din 6, deci MP este egală cu AB plus DC supra 2, da? Așa vine, nu? Că de două ori asta. Supra 2. Adică de 2 MP, de 2 ori MP, face DC plus AB. Și egal mai departe cu 15 radical din 6. Adică MP simplu este egal cu cât 15 radical din 6 totul pe 2. Și am aflat-o pe MP. La ce mi-este, dacă mi-este de folos asta? Trebuie să folosim și ortodiagonalitatea, da? Area trapezului este așa. Toată asta C odată, ori înălțimea care e VO supra 2, da? Și tot așa de bine este același AC ori înălțimea supra 2, ori DO. Deci, area trapezului, hai să zicem așa, area trapezului ABCD este egal cu area lui ABC plus area lui ADC. Deci area lui ABC plus area lui ADC. ADC. Și este egal, dacă vreți, cu AC ori OB supra 2 plus din nou AC ori DO supra 2. E bine, Miruna? Da. Deci AC ori BO și plus AC ori DO. Scoatem pe AC un factor comun. AC pe 2. Pe lângă OD plus DO. Da. Și egal cu AC. OB. OB. Și face AC ori DB. DB pe 2. Deci, iată că area trapezului este văzută odată lui A, B, C, D cu AC ori DB supra 2. Bun. Și pe de altă parte, area trapezului mai pot vedea ca fiind baza mică plus baza mare plus baza mică ori înălțimea AD pe 2. Deci area lui A, B, C, D egal cu baza mare. Adică DC, AB, baza mare, dacă vreți baza mare. Nu, da, AD. AB, da, plus DC ori A, ori AD, ori înălțimea AD supra 2. Supra 2. Și de aici aș avea legătura că AC ori DB egal cu AB plus corect, DC. Corect, mai punem pe 2, că ambele sunt pe 2, nu? Da, asta vă mai punem, da. Exact. Egal cu AB plus DC, care înseamnă 15, nu? 15 radical din 6. Aia e înălțimea, nu? No, AB plus DC. AB plus, da, 15 radical din 6. 15 radical din 6 ori AD, da? Ori AD. Și asta ar fi o relație pe care am găsit-o între AC AC și DB. AC
și de B. Bun. Dar să ne întoarcem la ceea ce vrem să aflăm, area triunghiului MCB. MCB. Deci MCB e tot trapezul. Pot să spun că e tot trapezul minus area triunghiului ăsta și cu area triunghiului ăsta dreptunghic. MCB, da. Da? Deci area lui MBC, da. MBC egal este egal cu area trapezului ABCD minus area triunghiului MDC minus area triunghiului DMC, da? MDC am zis. Și acum MAB. Și egal mai departe cu area triunghiului ABCD care e aici 15, adică 6 ori AD, nu așa? Da. Pe 2. 15 radical din 6 15 radical din 6 ori AD pe 2. Deci 15 radical din 6 ori AD pe 2. Supra 2 minus area triunghiului MDC este da. Baza. Baza MC. MC. M, nu, baza. Nu, eu așa. A. DC ori AD pe 2. Așa, da? Da. DC. Deci este egal cu DC ori AB ori AD pe 2. Ori AD pe 2. Pe 2 și pe 2 încă o dată pe 4. Că e AD pe 2. Da, da. Totul pe 2. Totul pe 2, da? Și vine AD pe 4. Și minus. Și minus. Atunci au AB. AB, exact. AB. AB ori. Ori AD pe 4. AD pe 4. Și egal mai departe cu... putem AD observa... AD pe 2 să-l dăm în factor. AD pe 2 dăm în factor pe 4, da? Și aici îmi dăm pe... cu 2. A, amplificăm cu 2, da? Da. Și egal cu AD... supra 2, pe lângă... AD supra 4. AD pe 4, da. Pe lângă 15 ori 2, 30, radical din 6. Nu? Da. 30, radical din 6, minus DC, dar DC este 6 radical din 6. 6 radical din 6. Și minus AB, 9 radical din 6. Și este egal cu AD... la 4. AD pe 4 ori, ori 30 15 da, 15 radical, radical din 6. Și anume area lui MBC area triunghiului MBC este egal cu jumătate din area trapezului ar veni aici. Că AD ori 15 radical din 6 pe 2 este a trapezului. Da. Ia vede, este scris undeva. Da, deci, area trapezului e 15 radical din 6 ori AD pe 2. 15 radical din 6 ori? AD. AD. Pe 2. Pe 2. Ia trapezul. Și încă o dată pe 2 din cauza că este aici pe 4. Da. Da? Corect. Pe 4. Și atunci este egal mai departe cu area lui ABCD. A, B, C, D, pe 4. Pe 2, pardon. Pe 2. Aici trebuie să spun pe 2. Pe 2, pe 2, face pe 4. Am arătat astfel că area cui? Lui A, B, M, B, C. A triunghiului. Este jumătate din area trapezului. Este o realizare bună pe care o putem puncta aici. Deci area lui triunghiului M, B, C. B, C. Este egal cu area lui ABCD pe 2. Area lui
A, B, C, D, toto teda. Bine. Acum, mai avem că 15 radical din 6 ori AD, ori AD, și supra 2 ar fi fost area, nu? Știți, noi l-am eliminat cam echivalent cele două arii. Știu. Dacă mulțesc, împart prin 2 peste tot, ar veni area lui ABCD. Deci, dacă împart prin 2 și aici și acolo, aici îmi dă area trapezului. Dacă împărțim prin 2, da, e area trapezului. Da, area trapezului. Și ar fi aici o relație între AC și DB pe 2. Între cele două diagonale. Între cele două diagonale. Încă o chestiune. Deci ar fi aici egal mai departe cu area pe care o am aici. Și dacă pun supra 2, vine AC ori DB pe 2, am spus, nu? Pe 4. Ar veni, că area pe 2 păi este deja. E deja pe 2. Și atunci ar fi AC ori DB pe 4 ar veni. Și nu ne întoarcem, că am AC ori DB, nu știu dacă supra 4. Deci am ajuns că area lui MBC ar fi diagonalele astea înmulțite supra 4. Mm-hmm. Dar nu le știu pe diagonale, nu? Nu le știu, nu. Nu le știu. Bun. Ne învârtim un pic cam într-un cerc, așa. Dar acum suntem pe problemă. Acolo am aflat că ABC de AC ori DB supra 2 și acolo... Deci area la ABCD este AB plus DC ori AD pe 2. Știam asta, da? Da. Numai este două, nu prind foarte bine ce lucru. Perpendicularitatea asta, nu, exact. Nu o surprind bine. Asemănarea n-am scris-o. Nu. Poate aici trebuie să vedem. N-am plecat numai de la arii, să știți. N-am scris asemănarea. Hai să scriu și asemănarea. De ce paralelă poate? Da. Cum spunem că? De ce paralelă cu AB? De ce paralelă cu AB? Rezultă pe triunghiul DOC. Triunghiul DOC. Asemenea cu triunghiul AOB. AOB. Și atunci spunem că... Teorema fundamentală. Scriem ca să ne folosim din 2 pe 3? Da. Deci o să zicem că... Aria... Nu aria. Triunghiul. Scriem teorema fundamentală, domnul profesor? Da. Deci spunem AB supra DC. Da? Da. AB supra DC egal cu AO supra OC și egal cu BO supra BO supra OD. Egal cu 2 pe 3. Și de aici, vedem ce rezultate vom avea. AO supra OC. Deci AO supra OC este egal cu AO supra OC. Egal cu 2 pe 3 avem, da? Uh-huh. Și dacă adunăm numărătorii la numitori, sau invers, AO plus OC, cât va face AO plus OC, va face AC. AC. Diagonală, tot. Uh-huh. Deci, dacă zic așa, AO plus OC supra OC este egal cu 2 plus 3, 5 pe 3. Da. Adică, merge și aici ca AO plus OC. Adică AC. AC-ul va fi egal. Supra OC egal supra 5 pe 3. OC egal cu 5 pe 3. Și de aici pot să scot pe AC. AC egal cu? De 5 ori OC. 5 ori OC supra 3.
Analog poți să scot, dacă am scos-o pe AC, putem să scoatem și pe BD. Și pe BD. Păi. Deci BD va fi de 5 ori, cum aici a fost orice asta mică, BD va fi AO, cred că asta vine. Deci OC și acum BD. Aici. Unde avem BD? Aici e BO. Tot acolo, e BO spre OD, adunăm numărătorile la numitor. Așa, și vine BO plus OD, care înseamnă BD. BD. Așa e 5 pe 7 și în loc, în funcție de OD, o să găsim, da? Da. În funcție de OD. Da. O să avem BD de... 5, 5 OD supra 3, da? Supra 3. Da. Am găsit și pe AC și pe OD. Și înlocuim. Și dacă înlocuim AC și BD, unde avem noi pe aici? Acolo sus. AC și BD. Deci găsim aria triunghiului care ne interesează, că da. E AC ori BD pe 4. Și acum dacă înlocuim... Și va fi în funcție de... AC și BD, OD, BD, l-avem. Corect. Înlocuim. Da. Și vom avea aria... Aria lui... MBC, triunghiul MBC, ca asta ne exact. MBC este egal cu AC ori BD. Asta, ori AC pe 4 ca să... Ori BD și egal pe 4 și egal cu... Punem pe 4. Da. Avem AC 5 OC pe 3. AC ori BD pe 4 am zis, da? Da, da. Egal cu AC care înseamnă 5 pe 3, 5 pe 3 și un factor. Deci vin 5 pe 3 la pătrat. Nu? 5 pe 3 ori 5 pe 3. 5 pe 3 ori 5 pe 3, da. 5 pe 3 la pătrat. Uh-huh. Și ori 1 pe 4, ca să nu-l uităm. Și înmulți cu OC ori D. OC ori OD. Corect. Și egal mai departe cu 25 pe 9. Ori 1 pe 3 e 6. Ori 1 pe... 4, sau deodată... Da, 25 pe 36. 25 pe 36. Ori orice, înmulțit cu OD. Da. Dar orice, orice, ori OD, este area triunghiului de OC pe 2. Jumătate din area triunghiului de OC. Pentru că triunghiul ăsta de OC, cât ar fi area asta? Baza. Ori înălțimea. Ori înălțimea care e cealaltă OD, că da. Triunghiul e dreptunghic acolo, da? Da? Adică OC ori OD, corect, pe 2. Exact. OC ori OD pe 2. Și eu n-am pe 2. Neavându-l pe 2, iau din 3, 6, un 2 și îl pun aici. Și aici va fi 18. Da. Deci, m-am luat un 2 din 3, 6. Și acolo ce scrie? Aha, ok. OC ori OD pe 2 este tocmai area triunghiului de OC. Corect. Și egal mai departe cu 25 supra 18 ori area triunghiului cărui triunghi? Area triunghiului DOC. DOC. Ei, acum mai avem noi un rezultat că raportul ariilor ăsta e egal cu pătratul raportului de asemănare. Și mai aveam că area triunghiului MBC ar fi jumătate parcă din area trapezului. Da, avem sus. Așa. Bun. Și egal mai departe. Da. Să lăsăm așa chestia asta. Are triunghiul MBC. Scriem tot sus acolo. Așa. Tot aici, da? Aria triunghiului MBC cu 25 ori aria triunghiului D, O, C. D, O, C. Bun. Bun. Acum, triunghiul D, O, C plus triunghiul A, O, B și A, O, D și C, O, D fac area trapezului. Da. Da? Deci, putem spune așa, că raportul dintre area triunghiului DOC și AOB
Deci area triunghiului de, hai să zic și părul mai mare, da. Mai întâi. A, O, B, supra area triunghiului triunghiului de OC este egal cu pătratul raportului de asemănare, adică egal cu 9 pe radical de 6 supra 6 radical de 6. Da? 9 radical din 6 supra 6 radical din 6 la pătrat. Știm asta, da? Și egal acum cu 3 pe 2, totul la pătrat. Și egal cu 9 pe 4. Și îmi permis să spun că area triunghiului AOB, area triunghiului AOB, este al lui DOC. Al lui DOC. Da, e de 4 ori aria lui AOB, nu. Sau poți spune, nu, al lui AOB. Aria lui AOB, da, aria triunghiului AOB este egal cu cine? 9 pe 4 ori aria triunghiului DOC. 9 supra 4 ori aria triunghiului DOC. Bun. Și acum, area trapezului, deci area trapezului ABCD, care înseamnă area cărui, pot să spun că înseamnă area trapezului ABCD, baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2, știu asta, ori AD, dar mai poate să fie egală și cu area triunghiului DOC plus AOB și plus area triunghiului AOD și COB. Da. Deci egal cu area triunghiului AOB AOB plus area triunghiului DOC DOC plus area triunghiului AOD AOD plus area triunghiului BOC. Area triunghiului BOC. BOC. Bun. Și egal mai departe cu area triunghiului AOB este 9 pe 4 din area triunghiului DOC. Egal cu 9 pe 4 din area triunghiului DOC plus area triunghiului DOC. DOC, că tocmai e în funcție de asta, plus area triunghiului AOB plus BOC. A, O, D, D. Acolo. Așa, asta. Înseamnă baza DO ori înălțimea AO supra 2, da? Uh-huh. Iar area triunghiului cărui triunghi COB da? E baza ori înălțimea supra 2. Ei, baza ori înălțimea supra 2, baza ori înălțimea supra 2, le adunăm acolo, dar nu avem aceeași bază, da? Nu. Deci mă duc într-un alt unghi. Dar mai avem ca area triunghiului BMC, ăsta care trebuie să-l aflu eu, este egal cu area trapezului pe 2. Parcă așa am arătat, nu? Deci area lui MBC este egal cu jumătate din area trapezului. Deci am arătat asta când am văzut cu triunghiul ăsta de aici și triunghiul ăsta de aici. Deci mai avem încă o rezultate care l-am știut între timp. Area lui MBC este egal cu area lui ABCD ABCD pe 2. ABCD supra 2. Și acum cred că ne ducem bine, pentru că area lui ABCD egal mai departe cu area lui ABCD pe 2 și am să am baza mare plus baza mică
Deci e în BC, mă duc să-l locuiesc aici. 25-18 din DOC. Din DOC. DOC. Și DOC știam. Dacă pe DOC sunt într-un serviciu și... Da, domn profesor, deci noi am ajuns că area acelui triunghi este jumătate din area trapezului. Noi am ajuns la asta. Asta avem. Bun. Și acum AD pătrat este egal cu AB ori CD? AD pătrat egal cu AB ori CD? AB ori CD. CD. Da, pentru că scrim raportul de asemănare dintre triunghiul ADC și triunghiul ADB. Deci ADB, triunghiul ăsta, și cu triunghiul ADC sunt asemenea aceste două triunghiuri. De ce motiv? Au unul drept amândouă. Așa. Exact ăsta. Și ce mai au ele? Au unghiul ăsta de aici și cu ăsta cu care și cu ăsta de aici fac 90 de grade. Da. Da? Dintre unghiul A, D, B, C. Da, ălea două fac 90, corect. Pe de altă parte, unghiul de aici și cu ăsta vecin fac tot 90 de grade. Corect. Da? Da. Și atunci triunghiul A, D, C și cu triunghiul A, I, B, parcă văd că sunt asemenea. Deci, A, D, C, D, C, C, da. În care se întâmplă că e unghiul de aici, hai să zicem, 1. Unghiul ăsta 1 și cu ăsta e concret tot 1. Da. Din ce motiv? Paralele și secanta. Foarte bine. Paralele și secanta, așa e și foarte bine. Pe de altă parte, ADC. Ia să vedem triunghiul ADB. ADB. Este asemenea cu ADC, ce? A, D, B. A, D, B. Nu prea iese. Nu prea iese. Cred că A, D, B, A, D, B trebuie să fie asemenea, domn profesor, cu... A, D, B. Cu A, D, C nouă ne-ar conveni. A, D, B cu A, D, C... Nu prea sunt asemenea, parcă, din ce văd. Au A, D, latură comună. Deci, nu mă interesează. AD comună nu iese la congruență de triunghi ceva. Deci AD pătrat egal cu AB B, A, ori DC. Ori DC. Adică dacă scriu bine AD egal cu AD, cu ori... AD aici. Da. Aici ar spun AB și aici DC, da? Da. Și vine AD pătrat egal cu AB ori DC. Da. A, mă duc la triunghiul ADC. A, D, C. Și A, A, B, D. Și A, B, D. Deci A, D, C și A, B, D par să fie asemenea. Haideți să vedem acolo. A, D, C. Și A, B, D. Ele sunt... Sunt două triunghiuri dreptunghice. Deci sunt două triunghiuri dreptunghice. Dar mai trebuie un unghi ca să fie, să am două unghiuri congruente. Un unghi, nu? Hai să spunem. Da. Deci în ADC am unghiul ăsta și cu ăsta. Care fac? Și 90. Cu 2. Dar 90 de grade. Da.
în A de B, da. Am pe unghiul de aici, ăla, și cu unghiul din B. Și cu tot unghiul din B, care fac 90 de grade. Da. Deci, 1, între unghiul A, I, B, A-O. 1, A, A-O, B, 1 și asta e 2. Da. E 90 de grade aici. Da, da, da. 1 plus 2 fac iar 90. Așa. Și atunci, între unghiul acesta, 1, 1 plus 2. Deci, a, 2 ăsta era, da? Atenție, 2 ăsta este, da? 2 este din ce triunghi? Din A, de ce? 2 plus 1 fac 90 de grade. Corect. 2 plus ăsta, înseamnă că ăsta e tot 1. De aici. Că 2 plus 1 fac 90 de grade, adică 90 de grade aici. Corect. Atunci, iată-l pe ăsta de aici, 2 plus 1, 2 plus 1 fac 90 de grade. Corect. Da? Deci triunghiile sunt asemenea. Și alea fac tot 90, corect. Exact. Deci ne învățăm aici. Ne-am amețit și am încercat să mă duc în alte zone, nu ne-a ieșit. Deci, practic, triunghiurile, hai să dovedim, triunghiurile A, D, B, A, D, B, este asemenea cu triunghiul A, D, C, A, D, C, pentru următorul motiv. A, D, B cu A, D, C, pentru următorul motiv. Să zicem în paranteză, măsura unghiului D, egal cu măsura unghiului A, egal cu 90 de grade, da? Da, ipoteză. Egal cu măsura unghiului A, și egal cu 90 de grade. Da. Apoi, unghiul A, D, B, da? Măsura, da. Măsura unghiului A, D, B, plus măsura unghiului A, B, A, B, D, D. Măsura lui A, B, D. Egal cu 90. A, B, D. Egal cu 90 de grade. Dar unghiul, deci, cum am zis noi, D1 și cu B2, deci D1 plus, asta îmi place aici, plus B2, egal cu 90 de grade. Însă, unghiul D1 și cu A2, D1 și cu A2 fac tot 90 de grade. Din ce motiv? D1 și cu A2 de aici, corect, este aici de 90 de grade, din, da, ortodiagonalitate. Da, da, da. Deci D1 și cu A2 egal cu 90 de grade. Păi dacă D1 și cu e și colo și colo. Da, ne că B2 e cât A2. Deci B2 cu A2. B2 congruent cu A2. Și chiar, da, chiar ceea asta ce ne trebuie. Da. Deci B2 este din triunghiul ADB și cu A2 din triunghiul DAC, da? Da. Suficient. Au câte unui nou legat și cu ăsta, deci rezultă că triunghiul sunt asemenea și atunci putem scrie raportul de asemănare. Da. Deci rezultă într-o parte, o să zicem, triunghiul A, D, C, A, D, C, supra triunghiul A, D, B. Triunghiul A, D, B. Ce scriem valorile lui A, D, G? A, D, G. Ce înseamnă A, D, G? A, D. A, D. Egal. D, G. D, G. Egal A, G. Și egal cu A, G. Toate astea, da? Da. Și acum A, D, P. A, D. În triunghiul A, D, G. Este privit de unghiul din C. Unghiul din, da, C este congruent cu care unghi din ADB cu ăsta, deci ăsta e 1 și, da, privește spre AB. Da? Da? De sub AD punem AB. AB. DC. DC este privit din triunghiul ADC de unghiul 2. Da, A2. 2 ăsta este congruent cu 2 de aici, deci vine tot AD. Tot AD. Supra AD. Egal cu AC. AC, cea de-a treia, AC, cea de-a treia latură, latură, supra cea de-a treia latură, care e la 90, supra DB. Nu? Supra DB. Da, supra DB. Da? Egal cu
supra DB între linghiul ăsta. Dar noi ne oprim la asta. Astea două în interes. Da. Eu și vine și AD pătrat este egal cu AB ori DC. AB ori DC. Le știm pe amândouă și pe AB și pe DC. Sigur că da, și egal cu 9 radical din 6. Ori 6 radical din 6. Și este egal cu 6 și cu 6 ori 9, 54. 54 ori 6. 54 ori 6. Așa. Atunci simplu AD, numai AD, va fi egal cu radical din... Din 324 și 18. 324 este egal cu 18. Și cu asta l-am găsit pe AD. AD. Bun. Și în momentul de față putem afla area trapezului. Corect, avem știm baza mare, baza mică și înălțime. Și înălțime. Da. Deci de aici rezultă că area trapezului ABCD este egal cu baza mare plus baza mică, deci 9 radical din 6 plus 6 radical din 6. Ori înălțimea care e 18. Ori 18 pe 2. Simplificăm 9. Da. 15 radical din 6 ori 9. 15 radical din 6 ori 9. Ei, și-am aflat area. Și dacă știu area trapezului, și noi avem rezultatul că... Avem că e area jumătate. E jumătate din ea. Exact. Și atunci area triunghiului. Area triunghiului. MBC. Egal cum? Egal cu jumătate. Adică din... Egal cu 15 radical din 6 ori 9. 15 radical din 6 ori 9. Deci ori 9? Păi ori 9 ori 9. Așa, așa. Supra 2. Și este egal cu 15 ori 9. 90, 135, 45, 135. 135 radical din 6. Radical din 6 pe 2. Și-am terminat problema. Și-am terminat problema. Iată că problema nu mai e ce spune. Da? Exact. Tot ce am făcut noi și tot ce exact. Am învârtit. Ne-am învârtit, n-am scris lucruri de aiurea, dar nu erau cele care ne sunt de folos. Nu erau lucruri care ne erau de folos. Trebuia să calculăm înălțimea, că aveam bazele. Ei, ce n-am văzut? Haideți să fim concreți, să recunoaștem concret ce s-a întâmplat. N-am văzut triunghiurile alea, că s-a asemenea, domnule. Asta, triunghiul ADB și cu ADC sunt asemenea. Din cauza acestui lucru, ne-am tot dus, am zis pe triunghiuri, pe are, poate să adună tot. Toată problema era aici. A de pătrat, aflarea înălțimii trapezului. Corect. Și de aici problema a curs. Faptul că am arătat mai înainte că area lui MBC este jumătate din ABCD a fost de folos. Sigur că da. Da? Da, foarte. Deci hai să punctăm lucruri importante. Da? Și să recunoaștem că am bătut când. Da, ei, asta este. Dar nu e o problemă. Asta este. Iată, putem fi în situația de a intra într-un unui mort și te învârți fără să pui punctul pe I, cum exact. Se zice. Punctul pe I era vorba de asemănarea celor două triunghiuri. Exact. Da? Nu ne foloseam de asemănare. Și vedeți că fără asemănare... Și ortodiagonalitatea asta, oricum am fi folosit-o fără să o surprindem la asemănare, nu ne era de niciun folos. Exact. De aia ne-am și dat. Păi, dar neodată, v-ați spus mai devreme, nu îți dă nimic autorul, decât atât. Da. Deci, un punct important, când am aflat că area triunghiului MBC e jumătate din area trapezului. Triunghiului. MBC e jumătate din area trapezului. 1 pe 2 din area trapezului. A, B, C, D. După aceea, al doilea punct, domn profesor, a fost când am aflat-o pe, am scris asemănarea triunghiului ADC. Triunghiul ADC. A. Triunghiul A, DC, asemenea cu triunghiul A, DB. A, DB. Și de aici am scos pe AD, da? Da, deci am scos că AD e egal cu... Egal cu... sau AD pătrat egal cu AB ori DC. AB ori DC. Și de aici asta a rezolvat problema. Și de aici totul am mers acus. Liniște, da? Hai să vedem ce lucruri am folosit. Asta a fost o problemă mai greuță. Mai frumoasă, sigur. Da. Ascuns asemănarea. Nu ne-am dus ușor pe asemănare. Acolo trebuia să vedem ortodiagonalitatea cum este folosită. Corect. Și fiind la cadrul de asemănare, noi trebuia să nu evităm asta. Sigur. Adică trebuia să ne gândim că aici estimez o problemă. Corect.
Hai să zicem sinteza. Sinteza corei. Aș vrea să te duci, Mihaela, la fiecare problemă și să le luăm pe rând. Sinteza corei. Da, am făcut așa. Ca să închidem centrala aia. Da, te rog. Sinteza orei. Mi-e minte, aia zic, domnul doctor. Am făcut centru de greutate. Am făcut pătrat. Trapez. Mediană. Sinteza lecție. Deci am vorbit despre mediană, nu? Centru de greutate. Greutate. Trapez, pătrat. Am vorbit despre, am avut trapezul. Dreptunghiul. Teorema lui Tales. Teorema fundamentală a asemănării. Teorema fundamentală a asemănării. Apoi aici am folosit, am vorbit și de ce anume am mai discutat de... Deci trapez a spus, pătrat am făcut, da, Tales. Și pătrat, pătrat așa. Ce am mai avut în fărător? Am avut mediana, am avut centru de greutate. Am vorbit median, centru de greutate, trapez, dreptunghi. Teorema lui Tales, teorema fundamentală a asemănării. Criterii de asemănare. Deci da. Cazuri. Cazuri de asemănare. Cazuri de asemănare. Arii, domn profesor? Nare, da. Arii. Am... raportul ariilor. Corect. Egal cu pătratul. Raportul ariilor. Raportul ariilor egal cu pătratul raportului de asemănare. Acelor două. Așa se formulează, așa se scrie. Raportul ariilor egal cu ariilor este egal cu pătratul raportului De asemănare. Și am mai făcut chestia aceea cu raportul medianelor, bisectoanelor și înălțimilor duse din același vârf, egal cu raportul de asemănare al celorlalte. Da? Deci, raportul raportul bisectoarelor, înălțimilor. Lungimilor. Da. Milor. Medianelor. Bisectoarelor. Înălțimilor. Este egal cu raportul de asemănare. Corect. Cu raportul de asemănare. Cam. Facem prima. Asta, da. Profesor, ca să închidem. Da. Păi, este zic, domnul profesor, la revedere. La revedere, dragilor, și pe mâine. Pe mâine. Urmăriți-ne pe Digi24.